Permiteți-mi acum să încep această zi de lectură a Sfintelor Scripturii, citindu-vă din Cartea Facerii, numită, vine în tradiție, întâia carte a lui Moise, deși astăzi știm că Moise nu a scris aceste cărți. Din Cartea Genezei, vă invit să ascultăm mai întâi în limba în care a fost scrisă, bănuim, pentru început, prima redactare a Sfintelor Scripturi, se pare că a fost în limba ebraică veche. Vom citi doar primele 5 versete în limba ebraică, după care le voi relua în limba română și vom citi cu voia Domnului până la capitolul al 4-lea. Bereshit. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ve-ha-aretz hayta tohu vavohu, ve-hoshech al pene tehom, ve-ruach Elohim merahefet al pene chamayim. Ve-yomer Elohim, yehi or, ve-hi or, ve-ya-ar Elohim et ha-or, ven ha-hoshech, ויאר אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים ליאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. לנצבות הפקוד נזהו צרון שפמנטו, și pământul era netocmit și gol, și întuneric era deasupra adâncului, și Spiritul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și a fost lumină. Și a văzut Dumnezeu că este bună lumina. Și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric. Lumina a numit-o Dumnezeu ziua, iar întunericul l-a numit noapte. Și-a fost o seară, și-a fost dimineață, ziua întâi. Și-a zis Dumnezeu să fie o tărie prin mijlocul apelor și să despartă ape de ape. Și-a fost așa. A făcut Dumnezeu tăria și a despărțit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei. Tăria a numit-o Dumnezeu cer și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a fost seară, și a fost dimineață, ziua a doua. Și a zis Dumnezeu să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul. Și a fost așa. Și s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor și s-a arătat uscatul. Uscatul a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mare. Și a văzut Dumnezeu că este bine. Apoi a zis Dumnezeu să dea pământul din sine verdeață, iarbă cu sămânță întrânsă după felul și asemănarea ei, și pomii roditori, care să dea rod cu sămânță în sine după fel pe pământ. Și a fost așa. Pământul a dat din sine verdeață, iarbă care face sămânță după felul și după asemănarea ei, și pomii roditori cu sămânță după fel pe pământ. Și a văzut Dumnezeu că este bine, și a fost seară, și a fost dimineață, ziua a treia. Și a zis Dumnezeu să fie luminători pe tăria cerului ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte și să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele și anii, și să slujească de luminători pe tăria cerului ca să lumineze pământul, și a fost așa. A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari, luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei și luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopții și stelele.
și le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului ca să lumineze pământul, să cărmuiască ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a fost o seară și a fost dimineață, ziua a patra. Apoi a zis Dumnezeu să mișune apele de vietăți, ființe cu viață în ele și păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului. Și a fost așa. A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape și toate ființele vii care mișună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor și toate păsările întraripate după felul lor, și-a văzut Dumnezeu că este bine. Și le-a binecuvântat Dumnezeu și a zis, prăsiți-vă și vă înmulțiți și umpleți apele mărilor și păsările să se înmulțească pe pământ. Și-a fost o seară și-a fost dimineață, ziua a cincea. Apoi a zis Dumnezeu să scoată pământul ființe vii după felul lor, animale târătoare și fiare sălbatice după felul lor. Și a fost așa. A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor și animalele domestice după felul lor și toate târătoarele pământului după felul lor și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se tăresc pe pământ și tot pământul. Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a făcut. A făcut bărbat și femeie. Și Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl supuneți și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul. Și apoi a zis Dumnezeu, iată, vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor fiarilor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților ce se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, le dau toată iarba verde spre hrană și a fost așa. Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată, erau foarte bune. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua a șasea. Așa s-au făcut cerul și pământul și toată oștirea lor. Și a sfârșit Dumnezeu în ziua a șasea lucrarea sa pe care a făcut-o, iar în ziua a șaptea s-a odihnit de toate lucrurile sale pe care le-a făcut. Și a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că întrânsa s-a odihnit de toate lucrările sale pe care le-a făcut și le-a pus în rânduială. Iată obârșia cerului și a pământului, de la facerea lor, din ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Pe câmp nu se afla niciun copăcel, iar iarba de pe el nu începu să odrăsli, pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pământ și nu era nimeni ca să lucreze pământul. Doar un abur ieșea din pământ și umezea toată fața pământului. Atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul o ființă vie. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit-o în grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl zidise. Și a făcut Domnul Dumnezeu să răsare din pământ tot soiul de pomi, plăcuți la vedere și cu roade bune de mâncat. Iar în mijlocul raiului era pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și al răului. Și din Eden ieșea un râu care uda raiul, iar de acolo se împărțea în patru brațe. Numele unuia era Fison, acesta înconjură toată țara Havila, în care se află aurul. Aurul din țara aceea este bun,
Tot acolo se găsește deliul și piatra de onix. Numele râului al doilea este Gihon. Acesta înconjură toată țara Cuș. Numele râului al treilea este Tigru. Acesta curge prin fața Asiriei, iar râul al patrulea este Eufratul. Și a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care îl făcuse și l-a pus în grădina cea din Eden ca să lucreze și să o păzească. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă și a zis: din toți pomii din rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și al răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și a zis Domnul Dumnezeu: nu este bine să fie omul singur, să-i facem un ajutor potrivit pentru el. Și Domnul Dumnezeu, care făcuse din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului, le-a dus la Adam ca să vadă cum le va numi, așa ca toate ființele vii să se numească precum le va numi Adam. Și a pus Adam nume tuturor animalelor și tuturor păsărilor cerului și tuturor fiarelor sălbatice, dar pentru Adam nu s-a găsit un ajutor pe potriva lui. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam un somn greu. Și dacă a dormit, a luat una din coastele lui și a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a dus-o la Adam. Și a zis Adam: iată, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un singur trup. Adam și femeia lui erau amândoi goi și nu se rușinau. Șarpele însă era cel mai șiret dintre toate fiarele de pe pământ pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și a zis șarpele către femeie: oare Dumnezeu a zis el să nu mâncați roade din orice pom din rai? Iar femeia a zis către șarpe: roade din pomii raiului putem să mâncăm, numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu să nu mâncați din el, nici să vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis către femeie: nu, nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. De aceea, femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat și a dat bărbatului său și a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi și au cusut frunze de smochin și și-au făcut acoperăminte. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin rai în răcoarea serii, s-au ascuns Adam și femeia lui de fața Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. Și a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și a zis: Adame, unde ești? A răspuns acesta: am auzit glasul tău în rai și m-am temut că sunt gol și m-am ascuns. Și a zis Dumnezeu: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? A răspuns Adam: femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom și am mâncat. Și a zis Domnul Dumnezeu către femeie: pentru ce ai făcut aceasta? Iar femeia a zis: șarpele m-a amăgit și eu am mâncat. A zis Domnul Dumnezeu către șarpe: pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului. Pe pântecele tău să te târăști
și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Iar femeia i-a zis, voi înmulți mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale, în dureri vei naște copii, atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi pământul pentru tine. Cu o osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămide îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului. În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care ești luat, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Și-a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viață, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii. Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam și femeii lui îmbrăcăminte de piele și i-a îmbrăcat. Și a zis Domnul Dumnezeu, iată, Adam s-a făcut ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul, și acum nu cumva să se întindă mâna și să ia roade din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul din care fusese luat și izgonind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden și a pus heruvimii și sabie de flacără vâlvâitoare să păzească drumul către pomul vieții. După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, și ea, zămislind, a născut pe Cain și a zis, am dobândit om de la Dumnezeu. Apoi a mai născut pe Abel, fratele lui Cain, și Abel a fost păstor de oi, iar Cain lucrător de pământ. Dar după un timp, Cain a adus jertfă lui Dumnezeu din roadele pământului. Și a adus și Abel din cele întâi născute ale oilor sale și din grăsimea lor. Și a căutat Domnul spre Abel și spre darurile lui, iar spre Cain și spre darurile lui nu a căutat. Și s-a întristat Cain tare și fața lui era posomorâtă. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain, pentru ce te-ai întristat și pentru ce s-a posomorât fața ta? Când faci binele, oare nu ți este fața senină? Iar dacă nu faci bine, păcatul bate la ușă și caută să te tărască, dar tu biruiește. După aceea, Cain a zis către Abel, fratele său, să ieșim la câmp. Iar când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, și l-a omorât. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain, unde este Abel, fratele tău? Iar el a răspuns, nu știu, oare eu sunt păzitorul fratelui meu? Și a zis Domnul, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ și acum ești blestemat de pământul care și-a deschis gura sa ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Când vei lucra pământul, acesta nu-și va mai da roadele sale ție. Zbuciumat și fugar vei fi tu pe pământ. Și a zis Cain către Domnul Dumnezeu, pedeapsa mea este prea mare, mai mare decât aș putea o purta. De mă izgonești acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la fața ta și voi fi zbuciumat și fugar pe pământ și oricine mă va întâlni, mă va ucide. Și a zis Domnul Dumnezeu, nu așa, ci tot cel ce va ucide pe Cain, înșeptit se va pedepsi. Și a pus Domnul Dumnezeu semn lui Cain, ca tot cel care îl va întâlni să nu-l omoare. Și s-a dus Cain de la fața lui Dumnezeu și a locuit în ținutul Nod, la răsărit de Eden.
După aceea a cunoscut Cain pe femeia sa și ea, zămislind, a născut pe Enoch. Apoi a zidit Cain o cetate și a numit-o după numele fiului său, Enoch. Iar lui Enoch i s-a născut Irad, lui Irad i s-a născut Maleel, lui Maleel i s-a născut Matusal, iar lui Matusal i s-a născut Lamech. Lamech și-a luat două femei, numele uneia era Ada, iar numele celelalte era Sela. Ada a născut pe Iabal. Acesta a fost tatăl celor ce trăiesc în corturi, la turme. Fratele lui se numea Iubal. Acesta este tatăl tuturor celor ce cântă din chitară și din cimpoi. Sela a născut și ea pe Tubal-Cain, care a fost făurar de unelte de aramă și de fier. Și sora lui se chema Noema. Și a zis Lamech către femeile sale, Ada și Sela, ascultați glasul meu, femeile lui Lamech, luați aminte la cuvintele mele. Am ucis un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătaia mea. Dacă pentru Cain va fi răzbunarea de 7 ori, apoi pentru Lamech de 70 de ori câte 7. Adam a cunoscut iarăși pe Eva, femeia sa, și ea, zămislind, a născut un fiu și a pus numele Set, pentru că și-a zis, mi-a dat Dumnezeu alt fiu în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Lui Set, de asemenea, i s-a născut un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii a chema numele Domnului Dumnezeu. După ce au început a se înmulți oamenii pe pământ și li s-au născut fii și fiice, fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, și-au ales dintre ele soții, care pe cine a voit. Dar Domnul Dumnezeu a zis, nu va rămâne Duhul meu pururea în oameni, pentru că sunt numai trup, deci zilele lor să mai fie 120 de ani. În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriași, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor. Și acestea începură a le naște fii. Aceștia sunt vestiți și viteji din vechime. Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate cugetele și dorințele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele, i-a părut rău și s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. Și a zis Domnul, pierde voi de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la dobitoc și de la târătoare până la păsările cerului, tot voi pierde căci îmi pare rău că le-am făcut. Noe însă a aflat har înaintea Domnului Dumnezeu. Iată viața lui Noe. Noe era un om drept și neprihănit între oamenii timpului său și mergea pe calea Domnului. Și i s-au născut lui Noe 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul însă se stricase înaintea feței lui Dumnezeu și se umpluse pământul de silnicii. Și a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ și iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Noe, sosita înaintea feței mele sfârșitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de nedreptățile lor și iată, eu îi voi pierde de pe pământ. Tu însă fă-ți o corabie de lemn de salcâm. În corabie să faci despărțituri și smolește-o cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Corabia însă să o faci așa. Lungimea corabiei să fie de 300 de coți, lățimea ei de 50 de coți, iar înălțimea de 30 de coți. Să faci corabiei o fereastră la un cot de la acoperiș, iar ușa corabiei să o faci într-o parte a ei. De asemenea, să faci întrânsa 3 rânduri de cămări, jos, la mijloc și sus.
Și iată, eu voi aduce asupra pământului potop de apă ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflul de viață și tot ce este pe pământ va pieri. Iar cu tine voi face legământul meu și vei intra în corabie tu și împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta și femeile fiilor tăi. Să intre în corabie din toate animalele, din toate târătoarele, din toate fiarele și din tot trupul câte două, parte bărbătească și parte femeiască, ca să rămână cu tine în viață. Din toate soiurile de păsări înaripate după fel, din toate soiurile de animale după fel și din toate soiurile de târătoare după fel, din toate să intre la tine câte două, parte bărbătească și parte femeiască, ca să rămână în viață împreună cu tine. Iar tu ia cu tine din tot felul de mâncare cu care vă hrăniți, îngrijește-te ca să fie acestea de mâncare pentru tine și pentru acelea. Și a început Noe lucrul și precum îi poruncise Domnul Dumnezeu, așa a făcut. Iar după aceea a zis Domnul Dumnezeu lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci în neamul acesta numai pe tine te-am văzut drept înaintea mea. Să iei cu tine din toate animalele curate câte 7 perechi, parte bărbătească și parte femeiască, iar din animalele necurate câte o pereche, parte bărbătească și parte femeiască. De asemenea și din păsările cerului să iei, din cele curate câte 7 perechi, parte bărbătească și parte femeiască, din toate păsările necurate câte o pereche, parte bărbătească și parte femeiască, ca să le păstrezi soiul pentru tot pământul. Căci peste 7 zile eu voi vărsa ploaie pe pământ, 40 de zile și 40 de nopți, și am să pierd de pe fața pământului toate făpturile câte am făcut. Și a făcut Noe toate câte i-a poruncit Domnul Dumnezeu. Noe însă, când a venit asupra pământului potopul de apă, era de 600 de ani. Și a intrat Noe în corabie și împreună cu el au intrat fiii lui, femeia lui și femeile fiilor lui, ca să scape de apele potopului. Din păsările curate și din toate păsările necurate, din animalele curate și din animalele necurate, din fiare și din toate cele ce se mișcă pe pământ, au intrat la noi în corabie perechi, perechi, parte bărbătească și parte femeiască, cum poruncise Dumnezeului Noe. Iar după 7 zile au venit asupra pământului apele potopului. În anul 600 al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua 27 a lunii acesteia, chiar în acea zi s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis șgheaburile cerului. Și-a murit tot trupul ce se mișca.
vecinitatea Domnului. Păsările, animalele, fiarele, toate pietățile ce nu sunt la oameni. Toate cele de pe uscată, pe de adăuscurare de viață, cu medalile lor, oamenii. Și așa s-a strâns toată ființa care se afla în fața tot pământului, de la unul până la Pământul, și până la Pământoare și până la păsările cerului, toate s-au stins de pe pământ și a rămas numai noie și ce era cu el în corabie. Iar apa a crescut mereu pe pământ 150 de zile. Dar și-a adus aminte Dumnezeu de noie, de toate fiarele, de toate animalele, de toate păsările și de toate pietățile ce se mișcă, câte erau cu dânsul în corabie, și-a adus Domnul Dumnezeu vânt pe pământ și a încetat apa de a mai crește. Atunci s-au înmuiat izvoarele apei și diavolile cerului și-a încetat ploaia din cer. După 150 de zile a început a se scurge apa de pe pământ.